I-am promis Sfânt Erah Nicolae că vom băga copilașii în casă nouă. Este o mare binecuvântare, dacă vă uitați, cei care n-ați văzut, puteți să urmăriți bine imaginea acestea, cum am descoperit acești copii într-un câmp, cei 12 cu părinții, cei la număr, aici, înainte de Sfânt Erah Nicolae, iată că se împlinesc un an de zile, și din mila lui Dumnezeu am promis și păgălit că le voi ridica o căsuță și noi vom face această sesie pe 7 decembrie la ora 11. Această căsuță, acești concursori vom găsi în satul Ionic Culce, unde vă așteptăm cu drag la sesie. Din mila Maicii Domnului este cea mai mare blagoslovenie, deși am găsit un loc pustiu aici și ne-a înțestrat Dumnezeu să ridicăm din ruine, din nimic, să facem o oază și o sărbătorie. Mi-am propus să fiu alături de cei sărmani, dar nu de astăzi. Cu darul lui Dumnezeu am promis cât voi trăi de fața Pământului. Asta o să fie menirea. Prin puținul care îl puneți dumneavoastră în acești coșuleți. Și s-a terminat, s-a finalizat casa. Casa are 4 camere, deci vom face într-o cameră 4 pătuțuri suprapuse, ca să încapă 4 cei micuți, Sebastian, de pe Anișor și ceilalți, și fiecare cameră câte 2 paturi. Așa, după puterea noastră, șifoneri, conșifoneri, în bucătărie ce o să aducă Doamne, ne-a rugat de fiecare, să aibă copilașii acolo, și o Doamnă deja a adus covoare, eu o să împunătățăm și o să chemăm copilașii după în timpul Sfinției să le dăm cheia din mila Maicii Domnului și a Sfânt Erah Nicolae să aibă această binecuvântare mare unde își vor pleca capete. Probabil că părinții lor și copilașii se vor ruga pentru noi tot restul vieții. Să nu judecăm, fiindcă acești copii n-au nicio vină și alți soți umblă din țară în țară, din doctor în doctor, din mănăstire în mănăstire, să aibă blagoslovenie și naștere de prunci. Dacă i-am blagoslovit Maica Domnului, dar să știți că îi pot da pildă, fiindcă sunt foarte curăței, îi foarte îngrijește, lucrează cu ziua, n-așteaptă să cerșească ca să-i poată purta la școală. Și iată că Maicuța scumpă m-a ajutat și ne-a ajutat să băgăm acești copilași în căsuță nouă. Când va rupi Maica Domnului Sfântă, noi o să mai continuăm această binefacere.